Dacă studenții întârzie plata, să zicem, la scadența normală, fie că vorbim de rata 3-a sau rata 4-a taxei, nu li se percep penalități până la sfârșitul anului universitar. Bineînțeles că dacă situația de urgență sau excepțională va continua, vom vedea și vom găsi acele soluții să rezolvăm și pe viitor, să zicem, dificultățile financiare ale studenților.